Bună dimineața, colegi! Începem ședința dedicată prezentării declarațiilor politice și intervențiilor de astăzi, 23 martie 2022. Algoritmul îl cunoașteți, nu-l mai repet. Începem cu grupul PSD. Domnul Florin Piper-Savu, dacă este. Vă rog, domnule deputat. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația politică se intitulează Locuințe pentru tineri, siguranță pentru viitor. Stimați colegi, problema locuințelor este complexă și delicată, pe de o parte din cauza numărului mare de solicitări de locuințe, iar pe de altă parte din pricina posibilităților limitate de satisfacere acestor cereri de către autoritățile locale. La Roșior de Vede, 35 de familii tinere sunt deja pe lista aprobată de Consiliul Local privind repartizarea în ordinea priorității a unei locuințe ANL, iar alte 21 de familii așteaptă o locuință socială. În municipiul Roșior de Vede, o structură cu 24 de unități locative ANL a fost abandonată încă din vara anului trecut, fără nicio înștiințare din partea constructorului sau ANL, în condițiile în care pe piața imobiliară reală, constructorii se plâng de o explozie a prețurilor materialelor, de probleme pe lanțul de aprovizionare și de cele referitoare la forța de muncă și estimează o creștere a prețurilor locuințelor noi. Sunt anticipate chiar blocaje în cazul anumitor proiecte și licitații, pe piața privată prețurile solicitate de proprietari cresc. Proiectul privind obiectivul de investiții locuințe pentru tineri destinată închirierii municipiului Roșior de Vede, aflat într-un stadiu fizic de structură parter până la etajul 2, autoritatea locală nu a primit nicio comunicare privind stadiul derulării contractului de execuție de lucrări încheiat de ANL. Scopul programului de construcții locuințe pentru tineri destinată închirierii, inițiat de guvernul Năstase, a fost acela de a rezolva problema locativă a tinerilor aflați la începutul carierei profesionale. Programul se adresează tinerilor cărora sursele de venit nu le permit închirierea unei locuințe în condițiile pieții sau achiziționarea unei locuințe în proprietate. În același timp, acest proiect este un demers ce poate stimula tânăra generație să profeseze pe teritoriul României, limitând astfel migrația specialiștilor către alte țări. Guvernul României este responsabil pentru realizarea unui pachet de măsuri investiționale care să vizeze creșterea calității vieții în toate comunitățile locale din România, în condițiile în care cele mai multe autorități publice locale nu dispun de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor esențiale de investiții. Domnule ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Atila, tinerele familii roșiorene așteaptă implicarea dumneavoastră în deblocarea situației create la Roșior de Vede, astfel încât repartizarea unei locuințe să nu-i găsească bătrâni. Deputat PSD Telorman, Florin Piper-Savu.